revenit la al doilea webinar dedicat trainingului modificării cursurilor de la cursuri in campus la cursuri online. Acesta este subiectul de astăzi și pentru care avem mai multe lucruri pe care dorim să le prezentăm. Pentru început, ca să fie cât mai simplu pentru toată lumea, haideți să răspundem la câteva dintre întrebările pe care le-ați avut dumneavoastră. Puneți ori întrebări în scris, ori ați încărcat două laboratoare, studenții nu le pot accesa. Trebuie să verificați dacă nu cumva laboratoarele pe care le-ați încărcat sau zona pe care ați făcut-o nu este cumva un gri deschis în campusul virtual, adică ați ascuns-o și nu este vizibilă. Da, într-adevăr, nu vă vedeți astăzi cu ceilalți. Am vrut să vă arătăm un alt stil de mod de lucru. Puteți să puneți și întrebări în schimb cu voce, dacă vă doriți. Dacă doriți, vă puteți porni microfoanele. Dacă cineva dorește să pună vreo întrebare. Într-adevăr, este diferit, cum a spus astăzi, să încercăm o altă variantă de tip webinar în care prezentarea și ceea ce eu fac este prioritar în acest moment. Avem deja o întrebare. Contul de Zoom este free cu limitarea la 40 de minute sau cu abonament plătit? Da, voi reveni asupra acestui lucru și o să vă și arăt câteva posibilități și cum funcționează. Mă întreabă domnul Popovici. Pe scurt, dumneavoastră puteți să vă creați câte un cont free care merge pentru 40 de minute și până la 100 de participanți. După ce se termină cele 40 de minute, puteți să creați un alt cont, tot free, adică nu un alt cont, o altă sesiune, un alt meeting, în același cont free, de alte 40 de minute. Deci puteți să înșiriți și să precreați înainte de o întâlnire, dacă știți că va dura întâlnirea mai mult de 40 de minute cu studenții dumneavoastră, creând o sesiune de întâlniri, fiecare, să zicem, la 2-3 minute una de cealaltă față de timpul de finalizare, de terminare al primei întâlniri. Următoarea întâlnire să înceapă cu 2 minute mai târziu și puneți o serie de link-uri pentru studenți și fiecare dintre ei știe că își accesează la o anumită oră, treceți ora la care se va desfășura fiecare pe fiecare dintre acele link-uri. Sau dacă vreți să faceți cu mai multe grupe și să discutați doar 40 de minute cu fiecare ca să aveți timp să le răspundeți la toate întrebările studenților, dacă este vorba de întrebări în același timp. Noi avem și 30 de conturi, care sunt conturi profesionale plătite, dar care nu sunt gestionate lor actuală de către noi. Unele cadre didactice deja au primit, mai ales cei care aveau la anii mai mici sau la anii terminali grupuri mai mari de studenți acces pe unele dintre ele. Vom încerca în funcție de deciziile pe care le va lua astăzi Consiliul de Administrație să putem să vă oferim la fiecare facultate câte două conturi sau chiar trei conturi pentru unele dintre ele și care să fie gestionate de către un administrator în acea facultate și să se realizeze un orar special pentru aceste întâlniri care să aducă sau să fie asemănător cu orarul de la zi, dar cu întâlniri online în sistem sincron, cum le spunem noi, mult mai reduse. Ce alte întrebări mai sunt? Haideți să vedem. Delia, anul 3 termină cursurile în 3 săptămâni. Pentru organizarea examenelor noi vom avea un training distinct, da. Va fi un training distinct. Deocamdată vrem să putem să finalizăm
În funcție și de decizie, nu vă ascund că decretul care a venit aseară de la, sau mă rog, ieri la prânz, dat de către președinția României și care suspendă cursurile, poate să însemne, de fapt, o suspendare completă. Este o decizie pe care Consiliul de Administrație cu Senatul Politehnic îl va lua, independent de voința noastră. Noi ne-am asigurat că există în acest moment posibilitatea ca licența și la sfârșitul zilei de astăzi și masterul să funcționeze integral prin campusul virtual. Facem aceste sesiuni de pregătire. De asta vă pregătim foarte multe tutoriale și foarte multe informații să vă integrăm. Deci suntem pregătiți ca pentru 30 de zile să putem să funcționăm în online. Dar este o decizie pe care se va lua ori de către Politehnică, ori de către Ministerul Educației. Din păcate, nu pot eu să vă dau în acest moment un răspuns, dar probabil că până mâine s-ar putea, cer scuze, să știm ceva mai multe lucruri. Dar da, dacă vom ajunge în situația să putem să dăm și examene sau teste de evaluare pe parcurs, vom avea webinare dedicate pentru aceasta. Webinarul de astăzi și probabil și cel de mâine vor fi dedicate doar cum să vă integrați materialele, cum să vă reorganizați cursul, seminarele și laboratoarele, încât ele să fie disponibile și prietenoase și pentru mediul online. Încerc să răspund la întrebări mai întâi și după aceea voi intra în prezentarea efectiv pentru astăzi ca să mai lăsăm să mai vină lumea online. Domnul Sorin Rațu de la Hunedoara zice că nu a încărcat un curs. Dacă poate să facă un curs, nu doar noi putem să încărcăm cursuri în campusul virtual, nu și dumneavoastră. Deci dacă este un curs de semestrul al doilea care nu-l regăsiți în campusul virtual, noi ne-am uitat și de la ce am primit de la departamente, care putem să spunem că nu a fost complet, ne-am uitat în planurile de învățământ de pe site-ul Politehnicii și ne-am uitat în orare. Și am încercat să fim cât se poate de preciși în acțiunea noastră, dar bineînțeles că sunt permite erori și ne pot scăpa cursuri, sunt cursuri opționale, mai ales foarte multe. Ne comunicați pe support@cv.upt.ro și vă punem înăuntru. Mă întreabă altcineva, domnul Curel, cu câți studenți putem comunica în online în varianta webinar? În această variantă de webinar, cum sunt eu acum, până la 500. În varianta de pro-host, până la 100 sau la 300 de participanți, depinde dacă este varianta de user pe Zoom simplu sau nu. Dar sunt și alte posibilități și o să vă mai arătăm câteva dintre ele. Doamna Branea mă întreabă că nu se vede unde putem să închidem sau să deschidem microfonul. Deci, da, dacă și-au cumpărat conturi pro-personale, nu este nicio problemă să le folosiți pe Zoom. Da, într-adevăr, Zoom a permis acum la un preț mult mai redus cumpărarea de conturi pro, care pot să fie activate doar pe lună, de să fie plătite lună de lună și dacă fiecare își dorește, da. Ce vă recomandăm noi este să înregistrați acele întâlniri și să le faceți întâlniri față în față, să le faceți disponibile studenților. Și am să mai revin asupra acestui lucru. Doar creatorul conferinței vede participanți în acel stil de webinar, da, așa este, colegul meu v-a răspuns. Cum poate să creeze grupuri care studenți care nu participă la seminar și care studenți care sunt, vom face și un tutorial despre crearea de grupuri pe campusul virtual, încă nu am reușit să-l creăm. Încerc să mai răspund la întrebări. Am răspuns la varianta cu Zoom între 100 și 300 de persoane sau 500 în acest stil de webinar. Treaba dacă se pot introduce alți studenți la disciplină, nu. Puteți să faceți auto-înrolare. Dacă ei își au conturi și sunt înrolați, aveți un modul de auto-înrolare și am să vi-l arăt imediat unde este acesta pentru el. Dacă pentru limitările de la Windows Team, dacă nu este mai ușor să folosiți în locul Zoom, da, la Windows Team aveți și un tutorial integrat în campusul virtual. Poate să fie mai ușor dacă știți exact lista de studenți și adresele lor de e-mail în UPT. Și dacă ei își folosesc adresele de e-mail de UPT, de student.upt.ro, cu care să acceseze conturile de Teams. El nu este o variantă simplă în care să poți ai un singur link, cum primiți, să zicem, cum poți să primească la tipul acesta de pe Zoom, cum ați primit și ieri și cum ați primit și astăzi, un simplu link care poate să fie distribuit absolut oricum și este liber,
și în momentul acela oricine se poate conecta. Deci, de aceea am recomandat această variantă de Zoom, dar am recomandat și varianta de Microsoft Teams, în special dacă aveți grupuri mai mici de studenți sau vreți să lucrați cu studenții de la master din anul terminal pentru disertații și vreți să vă întâlniți cu ei online și nu vreți neapărat pe Skype, puteți să folosiți și Microsoft Teams. Deci, acolo trebuie, ca și la trimiterea unui e-mail, trebuie să știți exact persoanele și să le invitați în acea sesiune online. Acesta este marele dezavantaj. Avantajul este că, într-adevăr, este integrat complet în platforma UPT-ului și vă este foarte ușor să-l puteți folosi, cu condiția ca și cei cu care vă întâlniți să fie integrați în platforma studentul UPT-RO sau de Microsoft a UPT-ului. Dacă ați creat un cont, acesta este unic, codul nu este unic decât pe meeting, deci pe întâlniri. Vă rog să vedeți și tutorialele care sunt realizate. Și aveți aici, colegul meu Vlad Mihaescu v-a introdus niște tutoriale. Dacă studenții au adresele greșite de e-mail în contul lor, puteți să le schimbați dumneavoastră? Nu, doar studenții pot să și le schimbe. Dacă nu pot să acceseze sau nu au acces la ele, puteți să ne trimiteți nouă adresele lor de e-mail și o să le schimbăm noi. Și vom crea, tot așa cum ați văzut în e-mailul pe care l-a trimis astăzi domnul rector primit de la noi, astăzi vom avea un nou formular de înscriere a studenților pe cursuri și pe specializări, pe care, pentru studenții care nu au primit cont sau care nu își pot accesa adresele vechi de e-mail și pe care vom distribui și cu ajutorul dumneavoastră, dar și cu ajutorul ligilor studențești și a studenților reprezentanți în diverse structuri ale UPT-ului, îl vom distribui către toți studenții UPT-ului ca ei să poată să se înscrie și să putem să-i verificăm în următoarea perioadă. Dar va dura, este o muncă mai tendențioasă și sperăm să putem să avem administratori pe fiecare facultate care să îi învățăm cum să folosească campusul virtual și să poată să vă asigure suport ceva mai personalizat. Dorina Isar ne întreabă dacă astăzi de la ora 16 are în curs cu studenții de la zi. Poate să primească? Da, încercați să trimiteți un e-mail pe support@cv.pt.ro și unul dintre colegii mei vă va crea un curs pentru astăzi. Încercați să limitați la o oră, maxim o oră și jumătate întâlnirea. Noi le facem cam standard mai nou de oră, o oră jumate, pentru ca să putem să să integrăm cât mai multă lume. Sunt doar 30 de conturi profesionale pe care le-am plătit. Nu ne-au permis să mergem decât pe variantă foarte scumpă dacă nu mergeam pe aceasta, fiindcă Zoom este asaltat acum de către toate instituțiile educaționale care doresc să-și desfășoare activitatea în online. Am fost întrebată dacă se ține evidență prezența studenților care participă la un curs virtual. Normal, dumneavoastră trebuie să faceți aceasta și puteți să creați prezență în campusul virtual și să selectați. Click, click, click. O să încerc să vă și arăt acest lucru imediat. Ca să puteți să țineți evidența că ei participă sau, bineînțeles, pe baza înregistrării pe care dumneavoastră o aveți și pe care puteți să o folosiți. Nu puteți să eliminați din listă dumneavoastră, este drept doar de administrator, nu și de tutor. Dacă nu apare niciun student, probabil că este o eroare. După știința noastră, azi dimineață toți studenții de la licență au fost înrolați. Studenții de la master urmează pe parcursul zilei de astăzi. Deci ar trebui să aveți studenți dacă este curs de la licență, domnul Lazău. Puteți să vedeți care sunt cursuri studenții, dar să vă arăt, haideți să încercăm atunci să vă arăt și să încerc să vă răspund la câteva întrebări. Văd că sunt mai multe întrebările decât ceea ce doream eu să vă fac astăzi și mi-am propus mai întâi să răspund la întrebări și după aceea să vă fac o scurtă prezentare. Cred că parțial o vom mai amâna și pe mine și numai o secundă să pot eu să fac screen share. Ok. Vreau să știu dacă vedeți partea de curs. O secundă să-mi deschid și chat-ul în același loc.
Ok, foarte bine, se vede, perfect. Deci în cursul de tutoriale de profesori, așa cum v-am spus și până acum, mă gândesc că deja toată lumea a putut să intre în campusul virtual și să-l vadă. În forum găsiți mai multe informații și mai multe accesări, mai multe date. Deci vă rog frumos să vă uitați în această zonă. Aici sunt foarte multe tutoriale. Am mai creat de ieri până astăzi încă niște tutoriale de integrare a clipurilor video, de utilizarea Microsoft Teams, de includerea, cum să zic eu, unor resurse și de asemenea găsiți și sesiunea de pregătire de ieri, pe care am înrolat-o, am integrat-o anume în două moduri. După cum vedeți, un mod standard care vine din YouTube și un mod care este integrat cu Microsoft Stream, care este o altă unealtă pe care puteți să o folosiți, dar după cum vedeți, fiindcă nu sunt logat în acest moment cu contul de Microsoft în browserul meu, nu este vizibil. Deci acest lucru am făcut-o anume ca să puteți să vedeți exact că acest lucru, dacă sunteți pe browser deschis cu contul dumneavoastră de UPT, el este vizibil și veți avea un tutorial și cum să integrați în Microsoft Stream videourile pe care dumneavoastră le veți realiza și cum să le puteți integra și pe YouTube, dacă ele pot să fie făcute doar parțial publice pe YouTube și sau nu. În cazul nostru a fost făcut mult mai, cum să zic, disponibile, fără niciun fel de restricții, pentru că considera că aceste webinare trebuie să fie accesibile absolut tuturor. Așa cum v-am spus, puteți să vedeți din zona de dreapta, din navigare, sub titlul cursului pe care dumneavoastră îl aveți, la participanți. Mai puțin, cred că internetul își revine cu greu la mine în zonă. Însă am fost fără curent jumătate de oră, deci merge un pic mai greu. Aici puteți să vizualizați absolut toți participanții. La fel puteți să faceți și dumneavoastră în cursul pe care dumneavoastră îl aveți. Dacă vreți, așa se vede când a fost el accesat și cum a fost el accesat. Dacă îl faceți click pe una dintre ele, ele se vor accesa și acum facem vizibil cei care nu au accesat niciodată acest curs și nimica. Puteți de asemenea să vizualizați din zona de rapoarte pe care o aveți în zona de setări și de administrări de curs, care este participarea cursului. Deci pentru tot cursul, absolut toate activitățile, sau puteți să selectați o singură activitate sau să le selectați pe toate. Absolut toate, deci la nivel de cursant, de exemplu, toți participanții și toate acțiunile. Să zicem că... Hai să zicem newsflow. Secundă. Și aici vă spune cine l-a vizualizat, cum, de câte ori și efectiv ce s-a întâmplat în toată perioada de care a existat. Acesta este un mod. Celelalte sunt rapoartele de activitate, fiindcă am fost întrebată, vreau să vă arăt că să vedeți cum accesează studenții acest lucru. Nu mă împică, durează un piculeț mai mult. Și aici puteți să vedeți absolut toate resursele, cum au fost ele accesate. După cum vedeți, tutorialele, unele dintre ele, cel de Zoom este cel mai vizualizat, restul mult mai puțin. Vă rugăm să vă uitați și la restul, pentru că cum să faceți un anunț sau să integrați lucrare, care este o activitate foarte importantă pe campusul virtual, sau să creați resurse sau activități sau video, sunt foarte importante. După cum vedeți, aici putem să vedem. Când vă intrați în fiecare dintre ele, eu nu mai vreau să doresc să fac acest lucru, puteți să vedeți efectiv ce se întâmplă pe fiecare curs. După cum vedeți, în această zonă de rapoarte sunt mai multe dintre ele. Cea care noi o folosim de obicei și o și facem publică și o și distribuim cu studenții este cea de de tip de statistici, de unde, cum ați văzut, pot să selectez ce curs, oricare dintre cursurile dumneavoastră le puteți vedea,
ce nivel de cursant și pe ce perioadă doresc să văd activitatea. După cum vedeți, numărul de accesări pe acest curs de tutoriale pentru profesori a crescut exponențial în ultima zi sau în ultimele două zile, dacă ar fi să spunem efectiv așa. Bun, în acest moment aș vrea să vă mai arăt doar în zona de tutoriale pentru profesori, fiindcă am fost foarte des întrebată cum puteți să introduceți o activitate sau o resursă în campusul virtual. Aici aveți un tutorial care se poate face și mai mare și mai mic și care vă arată efectiv cum să integrați o activitate sau o resursă și de asemenea cum să includeți un video direct în text. Este din nou un tutorial, deci este foarte simplu de realizat. Am arătat ieri, puteți să găsiți și în webinarul meu, dar sunt și aceste tutoriale care sunt pe bucățele și pe acțiuni integrate aici. Acum, dacă îmi permiteți, vă mai amintesc doar că multe dintre tutoriale și din informațiile pe care noi vi le arătăm, ele se regăsesc și în pagina CEL, în pagina de e-learning.pt.ro, cât și pe canalul de YouTube al CEL, în care s-au creat chiar playlist-uri dedicate pentru tutoriale, pentru traininguri, pentru zona de open, s-au găsit toate videourile care sunt la liber și pe care CEL le produce în diferite zone, dar mai ales playlist-urile sunt foarte importante. Dacă îmi permiteți în acest moment, haideți să vedem dacă mai avem ceva întrebări importante. Cum procedez cu studenții de la Erasmus? Am avut această întrebare și ieri. Da, vom introduce studenții de la Erasmus. Deocamdată nu s-a decis care dintre ei mai rămân în Timișoara și care își întrerup activitatea de ieri. Ieri a fost transmisă de Agenția Națională posibilitatea de întrerupere a mobilității și s-ar putea să întoarcă. Sunt 70 de studenți. Nu am primit încă alocarea pentru disciplinele lor, doar care sunt acești 70 de studenți. Deci ei nu sunt alocați încă pe discipline, fiindcă încă nu știm, trebuie luate probabil din learning agreement pentru fiecare student în parte la ce disciplină este. Mai încerc să mai întreb la câteva dintre răspunsuri. Cum integrați resursele de pe campus virtual în Zoom? Nu înțeleg cum am procedat acum cu share screen. Deci eu am distribuit ecranul. Deci este un buton din Zoom și este și în tutorial arătat cum puteți să distribuiți ecranul în această zonă. Și cred că am cam răspuns la marea parte a întrebărilor.